Bună ziua, stimați telespectatori, iată-ne în studioul 3, un studio de lucru al radioului, la una dintre cele mai importante, spun eu, emisiuni din programul televiziunii române. Iată de ce ne bucurăm în mod deosebit că în această seară, în atelierul nostru de lucru, din studioul 3 al radioului, suntem alături de Leana Alexandra, cunoscuta creatoare, impusă în viața muzicală a țării și în viața artistică internațională în ultimii ani. Motivați-mi, vă reprezint aceste lucrări pentru acest prim contact în cadrul unui portret componistic, adică sunt de pilonii arcului de valori create de dumneavoastră în ultimii ani. Da, ele sunt niște momente, le-am ales special variat. Ele sunt mostre de muzică diferite, dar sunt prinse și arcuite stilistic de aceeași mână. E vorba de același fondei. La anunțul dumneavoastră, doamna Leana Alexandra, au răspuns foarte mulți și tineri și mai cu experiență interpreți și compozitori de a participa la un asemenea festival sub genericul Nova Muzica Consonante. Cum v-ați gândit să-i structurați pe cele trei, numai trei zile? Da, s-au adunat într-adevăr un număr impresionant de lucrări, s-au adunat mulți interpreți care, deși prezintă muzici foarte variate stilistic, ascultate strict din punct de vedere muzical, ele totuși au o unitate și au un numitor comun pe care noi l-am denumit Nova Muzica Consonante, în sensul găsirii unei consonanțe spirituale care cred că este necesară acum la sfârșit de secol și de mileniu, acest secol care poate a fost cel mai galopant în derularea stilurilor și care va rămâne cu certitudine unul dintre cele mai frumoase secole din istoria civilizației muzicale universale. Noi nu ne dăm seama încă, dar sunt convinsă că orice muzician profesionist și orice pasionat al culturii și al lucrurilor profund umane împărtășește această idee. Thank you.
Donna Alexandra, a talented composer, great colleague, and a friend of mine. Liana Alexandra and Serban Nichifor have been allies and compatriots for the Living Music Foundation, Vox Novus, and 60x60, as well as many living composers. Both Liana and Serban have been a gateway, providing countless opportunities for composers to receive greater exposure for their work by presenting them in Bucharest. I have always enjoyed Liana's compositions, and her work has been a regular appearance on the 60x60 project and the Composer's Voice concert series. In particular, her work Barcarola, a submission to the 60x60 project, is a personal favorite of mine. One of the most memorable performances for me was Barcarola being performed while the dancer Julie Fotheringham slowly spun like a ballerina, unwinding as she was pulled across the Galapagos stage in Brooklyn, New York. Probably one of the most exciting and happier moments of my career was speaking to Liana over the phone. She had called WKCR in New York City for one of our 60x60 radio request extravaganzas. She had requested to have the work of her husband, Serban, Dwight Winegar, and my own work to be broadcasted on the show. It was wonderful to receive a call from Bucharest, and it was a special moment for me to have the opportunity to speak with her on the phone after working with her via email for many years. It saddens me to realize that I shall never meet her in person now. May we see the work of Liana Alexandra be heard for many years to come.